Spectacolul Bacante, după opera lui Euripide, regia lui Mihai Măniciu, oferit publicului portughez de către actorii teatrului Tony Bulanga din Târgoviște, a fost un real succes, iar actorii târgoviștene au primit aplauze la scenă deschisă minute în șir. Totodată, Târgoviștea, județul Dâmbovița și România au fost făcute cunoscute de actorii de la Tony Bulanga în Lisabona. Reprezentația din Portugalia a fost posibilă la invitația Institutului Cultural Român de la Lisabona. Primarul municipiului Târgoviște, Gabriel Băriga, a spus că este mândru că a făcut parte din delegația care a mers în Portugalia. Sunt mândru de ceea ce echipa de la Tony Bulanga a prezentat la Lisabona. Și nu neapărat o piesă. O piesă celebră, într-o regie, celebră, cu rezultate foarte bune până acum. Ci impactul emoțional pe care o piesă grea l-a avut la publicul portughez. Evident, discutăm de Lisabona, discutăm de una din cele mai evoluate capitale europene. Discutăm de un public cunoscător de teatru, de artă și de frumos. Directorul teatrului Tony Bulanga din Târgoviște, Mihai Ranin, a rămas plăcut impresionat de primirea publicului din Lisabona. Mulțumesc că ați fost alături de noi la Lisabona. Și actorii au fost mai fericiți pentru că și-au câștigat și o să fie de acord Liviu cu mine, mai mult respect de sine. Vreau să înțelegeți următorul lucru. Am fost capabil în numai o lună de zile să organizăm un turneu care, în mod normal, se organizează cu o muncă de cel puțin un an de zile înainte. Bacantele a avut premiera în anul 2003 la Teatrul Tony Bulanga din Târgoviște, devenind unul dintre cele mai apreciate spectacole din istoria Teatrului Târgoviștean, cât și din cariera regizorului Mihai Măniuțiu.